Dacă vă hotărâți să mergeți în vacanță în Thailanda, să nu cumva să ocoliți grădina zoologică din Bangkok. În ciuda temperaturilor toride, animalele sunt mereu jucăușe și drăgălașe. Totul pentru animale. Acesta ar putea fi sloganul grădinii zoologice, care oferă condiții de trai de invidiat sutelor de specii pe care le găzduiește. Sigur că le-ar sta mai bine în libertate, dar asta e o altă problemă. Să vedem material. În timp ce în România ne rugăm să vină primăvara, alte țări ale lumii se confruntă cu temperaturi toride. Și nu numai oamenii trebuie să se răcorească în astfel de condiții, dar și animalele. Cele de la grădina zoologică din Bangkok sunt cele mai norocoase, deoarece în dieta animalelor a fost introdusă înghețata, sau mai bine spus, iaurtul dietetic înghețat. Priviți acești cimpanzei care se comportă precum copii fericiți în timp ce își iau porția de fructe înghețate. Nici ursul nu este mai prejos, lingând cu spor iaurtul înghețat. Baia și joaca sub stropii de apă sunt la ordinea zilei. Cârcotașii spun că este vorba doar de o modalitate de promovare. Promovare sau nu, această activitate este plăcută atât pentru animale, cât și pentru vizitatori. Se pare că girafele au fost luate prin surprindere atunci când au văzut blocuri de gheață atârnând din copaci. S-au retras elegant în căutarea unui loc la umbră. Dragilor, trăim într-o lume nebună. Cineva a plătit 23.000 de dolari doar pentru a lua cina cu cel mai vestit șef al planetei, spaniolul Ferran Adrian. Mă întreb oare cu cât s-ar fi licitat în România o cină cu cei de la MasterChef, adică șef Scărlătescu, Dumitrescu sau Bontea. Probabil că s-ar fi plătit mai puțin bani decât pentru o cină cu Suleiman Magnificul. Adică? Nu înțeleg. Păi, de câteva săptămâni încoace, în fiecare seară de MasterChef, Suleiman Magnificul face audiență mult mai mare decât MasterChef. Și de aia ziceam că s-ar plăti mai mult pentru cină cu Suleiman decât cu MasterChef. Audiențele astea. O șansă rară de a lua masă alături de faimosul șef, spaniolul Ferran Adrià, a fost adjudecată la o licitație din Hong Kong pentru suma de 23.000 de dolari americani. Despre Adrià se afirmă în mod repetat că este cel mai talentat și creativ șef din lume, iar restaurantul pe care l-a deținut, El Bulli, a fost catalogat de 5 ori ca fiind cel mai bun restaurant din lume de către revista britanică The Restaurant. Și totuși, în iulie 2011, acest local celebru s-a închis după ce timp de 10 ani a purtat cu onoare cele 3 stele Michelin, care înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât excepțional. Revenind la licitație, prețul de pornire a fost de 5.000 de dolari americani și după câteva minute intense, câștigător a fost desemnat un ofertant care nu a fost prezent, ci a participat online. Everybody knew it was just one chance to get this lot, of spending time with the great chef Ferran Adrià in his hometown of Barcelona. And this will probably never happen again. Câștigătorul va lua cina cu Adrià și fratele acestuia într-un restaurant din Barcelona și va vizita locația fostului restaurant El Bulli din Catalonia, Spania. Mai există încă un loc la cina respectivă, dar care se va licita în 26 aprilie la New York. Fondurile obținute vor fi donate fundației El Bulli, un proiect fondat de Adrià și partenerul său de afaceri Julie Soler, și care proiect își dorește să transforme restaurantul într-un spațiu experimental care va explora și înțelege procesul inovării și creativității culinare. Echipa Luc Mondain regretă profund că nu a putut licita pentru un loc la cina respectivă. Cu cei 23.000 de dolari rămași în buzunarele noastre, ne vom cumpăra tot atâtea șaorme cu de toate. Na, asta da creativitate culinară. A apărut o nouă teorie prin care voi, femeile, ați putea să conduceți lumea. Oricum, noi bărbații suntem foarte ușor dedus de nas. Și voi aveți nevoie de statut social, deci... Evident. Locul potrivit pentru emancipare, Silicon Valley. Mai multe femei la conducerea firmelor IT. Sau mai bine spus, haideți să vedem cum arată un program dezvoltat de o femeie. 10010, 10 binar. Ok? Ok. Această companie IT din San Francisco a construit o platformă interactivă care folosește recunoașterea facială pentru a permite utilizatorilor să probeze la modul virtual perechile de ochelari pe care doresc să le cumpere. Compania a fost fondată în mod surprinzător de o femeie. Spunem surprinzător pentru că domeniul IT este în mod obișnuit terenul de joacă a bărbaților. Recently we had 3 openings for engineers. We had 45 male applicants and 3 female applicants. So I think that does speak volumes in terms of just what's available, but I was secretly rooting for all of the female applicants. I made sure they at least got interviews.
Kate este una dintre persoanele care vor să crească rata de penetrare a femeilor în domeniul IT. Persoanele de sex feminin sunt foarte puțin reprezentate în rândul conducătorilor de companii din domeniul informatic, ba chiar și în rândul programatorilor, unde masculii au monopolizat majoritatea posturilor de călăreți de tastatură. Inițiativa acestor femei cu posturi de conducere în celebrul Silicon Valley, denumit așa nu din cauza implanturilor, ci a siliconului folosit pentru construcția componentelor de calculator, a răsărit în urma publicării unei cărți despre împuternicirea femeilor. Nu știm dacă inițiativa lor va avea succes, dar am observat deja la modul empiric că sunt deja destule femei mulțumite să aibă o tangență minimală cu calculatorul, așa cum sunt cele pe care le vedeți în partea mai drăguță a videochatului. Dar nu numai posturile de programator sunt vizate. Doamnele doresc să-și pună în evidență atât partea de hardware, cât și cea de software în posturi de conducere. Conform unui studiu recent, doar 15% din posturile de management din primele 500 de companii americane sunt deținute de femei. Procentul este nedrept, ba chiar și puțin misogin, așa că va trebui schimbat. Iar primul pe listă este modul de gândire. And I think a lot of women opt out because they want to stay home with their kids, and so then there are fewer of us aligned together and to learn from, right? As you continue up this on this career path. Adică, în traducere liberă, doamna Steckelberg susține că femeile pasionate de IT nu pot învăța decât de la alte femei din IT, dar asta probabil într-o lume perfectă, unde femeile se înțeleg între ele și se respectă reciproc. Se știe doar din înțelepciunea populară că două femei se înțeleg bine doar atunci când o bârfesc pe a treia. Dar să sperăm că IT-ul nu este unul din acele cazuri. Dragilor, Look Monden se încheie aici. Sper că v-ați savurat porția de știri mondene pentru această seară. Mâine de la 21:30 ne revedem în același format, Cristina și cu Bogdan și cu vedetele pe tavă. Adică același format însemnând frumusețea, inteligența și cu mine. Nu uitați, aveți o zi minunată mâine, iar dacă plouă și stați în casă, nu stați cu ochii în televizor toată ziua că nebuniți și vă doare capul. Dar asigurați-vă că veți fi la Look TV de la 21:30 de minute să vă aducem bunătăți și, evident, un look cât mai mondan.